Dr. Meat Shop. Produse dedicate sănătății tale. Un produs marca Dr. Bogdan Ivănescu. Bine ați venit la Dr. Meat. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor ce spun că poți lua hepatită prin sărut și că poți scăpa de ea dacă te tai sub limbă. Dacă toți suntem în această zonă anatomică, gura, haideți să vedem cât de adevărat este mitul care spune că poți muri dacă îți înghiți limba. În primul rând, în ce condiții, conform credinței populare, te poți aștepta să-ți înghiți limba? În somn, când tenești cu mâncare, într-un episod intens de sughiț sau riscul este considerat ca fiind real atunci când leșini? Deoarece se consideră că înghițitul limbii are de-a face cu pierderea tonusului normal al limbii, se afirmă că, în cazul unora, atunci când leșini, acest risc se materializează. De aceea, atunci când cineva își pierde conștiența, credința populară recomandă întoarcerea capului victimei pe o parte ca să nu-și înghită limba, prinderea vârfului limbii cu o batistă și ținerea ei până când persoana își revine din leșin, sau înțeparea limbii cu un ac pentru apucare, dacă ne alunecă degetele și nu reușim să o ținem, ori toate aceste variante. Nu știu dacă le-ați auzit pe toate până acum, eu însă da. În popor circulă de la prima la ultima soluție, deci răspunsul corect este al patrulea. Dar care ar fi mecanismul prin care limba ne poate sufoca? Prin relaxare se răsfrânge și acoperă glota. Poate aluneca pe esofag, pe laringe sau poate înfunda trahea. Se crede că limba, odată ce își pierde tonusul normal, acoperă glota, tăind astfel fluxul de oxigen către plămâni. Ca să vedem cât de posibil este un asemenea scenariu, ar trebui să cunoaștem mai în detaliu anatomia limbii. Aceasta este alcătuită din partea dorsală, cea pe care o vedem și care prezintă șanțul median, denumit septum linguae, locul de inserție a mușchilor limbii. La rând vine partea ventrală, cea legată de planșeul cavității bucale prin frenum linguae sau pe românește prin frâul limbii. Iar la final, rădăcina limbii, radix linguae, prinsă prin mușchi și ligamente de laringe. Acum că vedeți structura limbii, vă încurajez să vă puneți această întrebare și să încercați. Vă puteți atinge rădăcina limbii cu vârful limbii? A mers sau nu? Acum că ați încercat și că ați văzut că este imposibil să reușiți asta, vă și explic de ce. Frâul limbii sau ața limbii, cea pe care o crestează șarlatanii care vă promit că așa vă scapă de hepatită, este structura anatomică ce nu lasă limba în vecii vecilor să cadă peste glotă și să vă sufoce oricât de leșinați ați fi. Deci, mitul care spune că te poți țineca și muri dacă îți înghiți limba este doar un mit. Pentru alte credințe medicale spulberate, vizitează pagina de Facebook a emisiunii sau accesează drmeat.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Meat. Dr. Meat Shop. Produse dedicate sănătății tale. Un produs marca Dr. Bogdan Ivănescu.